Femeia în alb de Wilkie Collins, lui Brian Walter Proctor, din partea unui confrate mai tânăr într-o literatură care apreciază din tot sufletul prietenia și care își aduce aminte plin de recunoștință de numeroasele clipe fericite petrecute în casa lui. Întâia epocă Istorisirea este începută de Walter Hartwright. Profesor de desen de la Clemens Inn. 1. Vom afla din această istorisire până unde poate merge răbdarea unei femei, și de ce este în stare un bărbat când își pune ceva în cap. Dacă ar fi să apelăm la lege pentru a lămuri situațiile incerte sau pentru a desfășura o oarecare cercetare folosindu-ne doar așa câte puțin de vraja miraculoasă a banului, ar fi trebuit ca povestirea ce se va depăna în aceste file să constituie un adevărat caz, demn să atragă atenția publică și să fie dezbătut într-un tribunal. Din păcate însă, mai există unele situații în care legea este aservită celor doldora de bani. Așa că istorisirea va fi narată doar în paginile acestei cărți. Ea va fi expusă cititorului exact cum ar fi fost prezentată și judecătorului, dacă s-ar fi putut. Toate faptele relatate aici se bazează numai și numai pe propria experiență a personajelor. Când omul care schițează aceste cuvinte introductive, și anume Walter Hartwright, Va fi mai în măsură decât alții să prezinte cursul acțiunii, atunci o va face chiar el. Dar, când depănarea întâmplărilor nu va mai izvorâ din propria sa experiență, atunci va da locul altcuiva. Deci, firul narațiunii va fi deșirat mai departe de alți oameni care sunt direct implicați în desfășurarea evenimentelor relatate de ei. Așa cum fusese și el până atunci. Și uite, așa, cartea va aduna istorisirile mai multor persoane, la fel cum, în cazul unui proces, se prezintă mai mulți martori, toți urmărind același lucru, și anume aflarea adevărului cât mai clar și mai precis posibil, și reconstituirea faptelor, determinând oamenii care au asistat la desfășurarea lor să relateze pas cu pas și cât mai exact ceea ce știu. Deci, să-i permitem lui Walter Hartwright, de 28 de ani, profesor de desen, să ia primul cuvântul.